Nu pot să renunț la rimă, să mă iert pe toate doamnele. Pentru mine poezia, adevărat este poezia cu rimă. Așa a scris Eminescu, puteți să mă acuzați că sunt demodată, însă ador rima în poezie. Am ales de data aceasta să citesc poezia Visul Infernal. Mi-am împreunat mâinile și am îngenunchiat într-un colț stingher. Și atunci, o pasăre a traversat râul dintre pământul înflăcărat și eternul cer. În zborul său, dincolo de curcubeie, s-a izbit de pereții de ceață. Părea ca o floare plăcundă, sub un clopot imens de gheață. În zborul, devenit vârtej, pasărea cuprinsă de teamă încerca să imite dângătul clopotului de la biserică, ce la rugăciune le cheamă. Penele-i deveneau rare, ca frunzele în toamnă, dar totuși greu de numărat. O iluzie fugară, o ispită, ce ne îndeamnă la păcat. Pasărea, din cioburi colorată, și-a refăcut zborul. Inima, în noaptea zbucemată, și-a regăsit amorul. Și cerul întreg un labirint părea, doar visul infernal sens nu mai avea. Vă mulțumesc!